Vânzările cu amănuntul în zona euro au înregistrat o creștere peste așteptări în luna martie, după declinul din februarie, arată datele publicate de Eurostat. Conform oficiului european, în luna martie 2024, comparativ cu februarie, vânzările cu amănuntul au urcat cu 0,8% în zona euro. Cifra comunicată de Eurostat depășește estimările analiștilor, care se așteptau că vânzările cu amănuntul în zona euro să înregistreze o creștere de 0,6% luna martie, după declinul de 0,3% în februarie, scrie Agerpres. În ceea ce privește Uniunea Europeană, Eurostat subliniază că vânzările cu amănuntul au fost mai mari de 1,2%, influențate în primul rând de creșterea cu 1,5% a vânzărilor de carburanți, la care s-au adăugat cu majorarea de 0,8% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și țigări și creșterea cu 0,5% a vânzărilor de produs non-alimentare. De la o lună la alta, țările UE cu cele mai importante creștere ale vânzărilor cu amănuntul au fost Polonia, Cipru, Ungaria. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Suedia, Malta și Austria. În ritm anual, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,37% în zona euro și cu 2% în Uniunea Europeană. Vânzările cu amănuntul în UE au fost influențate în special de creșterea cu 3% a vânzărilor de produse non-alimentare, la care s-au adăugat creșterea cu 1% a vânzărilor de produse alimentare, băuturi și țigări. Țările membre cu cele mai importante creștere ale vânzărilor cu amănuntul în ritm anual au fost Polonia, Luxemburg și Croația. Cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Belgia, Estonia și Austria.